Caravana Institutului Oncologic din Cluj-Napoca se află în prezent în Târgu Jiu, unde zeci de femei au apelat la testarea gratuită. Acțiunea face parte dintr-un proiect finanțat de guvernul norvegian și se adresează femeilor cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani. Ieri și astăzi s-a desfășurat această acțiune aici în Târgu Jiu, astăzi până la ora 8, până la ora 20, iar mâine vom merge în orașul Motru, unde între ora 9-10 și la fel ora 20 se vor recolta probe de asemenea. Cui v-a adresat? Acest program se adresează femeilor cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani. Rezultatele sunt pe loc? Nu, rezultatul durează între 30, maxim 60 de zile până ajung aici în Târgu Jiu de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Majoritatea femeilor care și-au făcut testul Papa Nicolau în caravana au avut în familie cazuri de cancer de col uterin și vor să prevină această afecțiune. Știu cât de gravă este pentru că în familie mai am o problemă de un cancer la colon al soțului. Și atunci e bine să controlăm și noi ca femei, ca să nu avem probleme. Atât mai mult cu cât este o acțiune gratuită. Da, normal, atât mai mult că e gratuită. Veți informa și alte doamne să vină la acest? Am aflat de la colegii de la servici, de asta am venit și eu. În cazul unui rezultat normal, o nouă testare se recomandă peste 5 ani. Femeile care și-au făcut testul la caravana vor intra în posesia rezultatului în cel mult o lună.